Deci până la urmă se permite orice în casa Mireasa, nu? Mă țineți minte că la fel același comportament l-a avut băiatul ăsta Alexandru și cu Valentin atunci când l-a amenințat în casa băieților că dacă mai zice ceva de Raluca o să vadă el ce o să pățească și așa. N-ar fi prima abatere, da? Și dacă nu este prima abatere și ai comportamentul ăsta și spui că pleacă în patru labe la Constanța, de ce este permis? A, unora le este permis, am înțeles. Ok, și încă ceva. Dacă tot le este permis unora, astea cu amenințările astea, cu lucruri de genul de ce pe alții trageți de mânecă și de urechiușe? Că nu, nici pe asta n-am prins-o. O ediție incendiară, ce să vă spun, eu mi-aș fi dorit să se ia măsuri în privința lui Alexandru, pentru că nu este prima oară. Este deja la a doua batere. Prima oară a fost cu Valentin, iar apoi cu Paul, acum, care mie mi s-a părut a fi extrem de gravă. Și bunica ar trebui să se hotărească în ce merge.